Când maestrul spion Dirk Bannon s-a îndrăgostit de rivala sa rusoaică Natalia Sfarmătot, lucrurile nu puteau decât să se complice. Acum nu mai sunt activi și ar trebui să trăiască o viață normală cu cei trei copii ai lor. Spike, care vrea să fie agent secret, Elle, pensionată și fericită, și foarte ciudatul Boris. Dar această familie va putea fi vreodată normală? Nu când ai părinți ce au voie să te facă de râs. Familia mea de spioni. Asta a fost din excursia pe muntele Elena. Ce romantic era când m-am schișit. Afacerea o furtună ca la carte. N-ați vrut niciodată să mergeți în Benidorm? Miet, a fi în pericol e relaxant. De aceea facem rezervări pentru alte luni de miere prin agenția dependenții de risc. E mult mai bine decât să fim aici. Ce-a fost asta? Spike învață să care rucsacul de astronaut. Spionii trebuie să care un rucsac de astronaut. Astronautul modern este tânăr și folosește computerul. E destul de isteț să se ferească de pericol, să știi. Spike, vrei să spui că încerci să eviți durerea? Da, e chiar așa de rău? Da! Uite câți membri ai familiei Bannon au făcut asta. Tata, Brett Bannon, maestru spion. Tatăl lui, Matt Bannon, maestru spion. Tatăl lui, Antonio Bannon, frizer. Despre el nu vorbim. Toți s-au bucurat să sufere și să se chinuie îngrozitor doar de dragul misiunii. Oh, agenția dependenți de risc, să văd. Pădurea ecuatorială braziliană, ce vacanță! Ești parașutat golpușcă în Amazon, fără mâncare sau alt echipament. Ai 7 zile la dispoziție să-ți găsești avionul înainte de a cădea într-o râpă. Asta nu contează, dragă, dacă suntem împreună, nu? Desigur, doar tu și eu și Spike. Cum? Pădurea tropicală va face din el un Bannon, un bărbat adevărat și neînficat. Nu! Au! Ce lovitură! O clipă! Ai luat o decizie de familie fără să-ți consulti soția? Da! O decizie pentru o misiune imperios necesară și nu mă las la mâna ta! Nu sunt contra! Mă duc să întind rufele! Nu-i corect, tată! Ia-o pe El în Amazon! Nu fi prostuț! El e fată! Trebuie să fie bună la gătit, călcat și să fie sexy. Ai nevoie de experiența asta ca să devii bărbat. N-are rost să fac din El bărbat. E fată. Tată, parcă ești din Neandertal. Mulțumesc! Micuțule, cauți cumva astea? Oh, oh! Oh! Trevis, privește! O pernă pe bază de baterii? Hardware-ul unui modul de punere la punct al profesorilor Trevis. HMPPP? Așa e, HMPPP. Vom dă semne periculoase de încredere acum. Drăguța asta îl va ajuta să-și recapete echilibrul. Probabil, dacă n-ar fi intrat aici acum 10 secunde. Spike! Coțcarule! Mi-am ales cravata, mi-am scris discursul de acceptare, dar care sunt șansele să câștig un premiu Nifty dacă te am prin preajmă? Cam nule. Meriți să fii reținut la școală până în ziua de apoi. Dar așa ceva fac profesorii mărunți, fără viziune, compasiune și tot tacâmul. Eu voi face ceva minunat, te voi învăța ce înseamnă să fii responsabil. Tu vei fi responsabilul clasei. Poftim! Acum, chiar că m-ai scos din pete.
pușcă. Bine. Ai vrea să fii aruncată goală pușcă într-o pădure tropicală ce îți dă fiori? Nici de cum! O fată e mai bună decât orice băiat. Merită să meargă oriunde merg băieții. Privește! Deși s-ar putea să fi sărit calul. Domnule Wong, nu pot accepta onoarea asta. Insigna asta sacră trebuie să-i revină cuiva care își iubește și respectă colegii. Eu unul nu sunt așa, să știți. Cine spune asta? Vocea poporului. Cei care mă vor ca șef al clasei să ridice mâinile acum. Mâna sus, cei care-l vreți pe... Travis. Hă? Domnule Wong, transmiteți lumii un mesaj, dar și propunerile pentru premiul profesor model, deoarece sunteți dirigintele unei clase foarte democrate. În numele democrației îi înmânez asta lui Travis Mitchell. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Nu mi-am dat seama că sunt atât de popular. Mulțumesc! Nu te voi dezamăgi? Merci. I-ai mituit. Prefer să spun că am uns rotițele democrației. Dar eu n-am vrut să fiu responsabilul clasei. De parcă ar fi vorba de tine, Travis. Tată, ce tot faci acolo? Te instruiesc ca să devii erou. Ai nevoie de pădurea ecuatorială. Să-ți învingi frica și îndoielile. Să fii rost de insecte mari ca un zmeu. Nu vreau în pădurea tropicală. Nu mă surprinde. În starea de acum ai fi mâncat de viu. Nu-ți fă griji. În următoarele zile voi sta la pândă și te voi ataca atunci când nici nu te gândești. Super! Trebuie doar să mă dezarmez și să mă pui la pământ. Baftă! Bine, ce ai de gând să faci acum, hă? Eu? Nimic. N-am vrut să fiu șeful clasei. Rozav, ești omul meu din interior acum. Wong are încredere în tine. Ai și avantaje. Hei! Nu știi regulile? Nu se mănâncă între mese. Cum? Dar tu mi-ai dat ciocolată. Nu contează. Șeful Trevor n-are de ales și o va confisca acum. Nu știam de regula ce interzice dulciuri între mese. Acum știi. Bună, el e Evan. Crede că sunt specială. Dar egala lui, nu? Donna nu e o făptură fără apărare care are nevoie de protecția ta, nu? Las-o jos! Nu mă lua de sus pe mine! Aș proteja-o pe Donna, evident. O clipă! Tu nu ești Spike! Nu, e un mare laș! Tată, dulapul lui Spike e pe celălalt coridor. Fantastic! M-ai pus la pământ și m-ai dezarmat, dar ești o fetișcană. A fost o pură întâmplare. Fetișcană? Norocul începătorului. Hai-ia! Lovitură de fetișcană? Să știi că uneori mi-amintești de mama ta. Acum, de pildă... Des, mulțumesc că vrei să ai grijă de casă. Atenție, avem preș la ușă, avem scări. Dulapul de aici e liftul care duce 13 metri în jos până în camera de panică. Camera de panică? În caz de război, atac terorist sau... Dacă Boris află unde sunt tobele. Și ce mai face Boris? Ultima oară când am stat cu el, a vrut să mă scalpeze. S-a muiat. Îi surâde ideea că ai grijă de el o săptămână. Boris, ce ți-am zis despre aruncarea grenadelor în casă? Talia, nu cred că e o idee așa. Des, am nevoie de tine. Unui om puternic și chipeș ca de Monski. Nu e frică de o mogâldeață de 6 ani, nu? Păi... Super! Să dai cu aspiratorul, să nu uiți că avem un porc în frigider, hrană pentru pești. Ți-am spus oare de capcane? Capcane! Boris? Talia, am hotărât să nu-l mai iau pe Spike în pădurea tropicală. Vești, trăznet!
Dar o luăm pe el. Știu că nu te-am consultat, dar se pare că el e o adevărată cireașă de pe tort. Regulamentul școlar? Spike, nu am doar o insignă, ci un simbol al autorității și trebuie respectat. Cum vrei, scuze. Ce ai în geantă, Spike? Care geantă? Rucsacul? Păi, niște cărți și un sandwich. O cască pentru spălarea creierului? În regulă, eu voi da lui Wong ca să mă lase să fac ce vreau eu. Echipament electronic neautorizat. Așa ceva nu e permis. Privește! Chemați ambulanța! Anulați ora de geografie! Ce ai făcut? Eu? Sunteți bine, domnule? Spuneți ceva! Gândiți-vă bine! V-ați pierdut memoria? Clipiți odată dacă da, de două ori dacă nu. Stai puțin, încearcă să spună ceva. Ascultă! Detenție! Hai, El, aproape am ajuns! Nu trândă, vii mai repede! Mai repede? Suntem la 10 km de casă. Când ți-am zis să mă duci repede la școală, nu la asta m-am referit. Rezistența e esențială, vom face asta în fiecare zi de acum înainte. Ia micul dejun. Tată, asta e scoarță de copac. Singura mâncare din pădurea tropicală. Am venit să-mi spășesc pe... Travis, ce tot faci? Cărți de identitate și percheziții până la piele, obligatorii pentru toți. Cum? Ești gata pentru ora de not? Tată, pentru ce e asta? Să-ți ras tot părul. Purtarea părului în apă reduce eficiența în apă cu 15%, ceea ce e inacceptabil în misiune. Nu vreau să-mi rad părul. Vei avea nevoie de un plus de viteză pentru a scăpa de aligatorii carnivori. Te aștept în mașină. Carnivor? Ai auzit el? Da! Vreau să-mi tund părul! Gata, până aici. Anulez misiunea. Trebuie să scap de misiunea asta. Și cum vei reuși asta? Ai zis cumva cum vom reuși? Nu, Talia, nu voi uita să lustruiesc șgheabul de siguranță, cel de rezervă și pe cel care e rezerva rezervei. Să recalibrez sistemul de urmărire, să încarc explozibilul mascat, să plătesc lăptarul, a priceput. Doamne, ai avut vreodată senzația că ai mâncat mai mult decât ai mestecat? Am rămas după ore la școală, pedeapsă triplă și am dat un test pentru care nu am repetat deloc și toate grație lui Travis. O cola. Imediat. Poftim, băiete. Am ajuns. Am adus un întăritor cu gust de mango. Bună, Donna, Marcy, Evan. Evan? Nu suferă de embolie. Dormim în saci separați. E o petrecere în pijama, dar pentru fete. Evan, ascunde-te în camera fratelui meu. Nu, la etaj, du-te! Oh, lui Spike nu-i va plăcea asta. Nu, îl va neutraliza, lega fedele și pune un căluș. Dar... Donna, nu tu împlinești 16 ani. Fără băieți. Facem asta spre binele tatei ca să părem niște fete de mămăligă. Acum, să facem clătite. Clătite? Eu vreau hamburgeri. Adică să fie clătite. A, da. Puneți-vă astea. Fă să dispar de aici. Bună, fetelor, vă simțiți bine? Tată, ce-ar fi să ne supraveghezi? Suntem doar fete. Ne speriem ușor, iar gătitul e foarte periculos. Nu-i așa, Donna? E letal. Poate pentru tine nu e. Ha? Crezi că e periculos? Odată am făcut praf jumătate dintr-o armată particulară, de unul singur. Am schimbat seul de explozibil și am gătit o tocăniță cu găluște explozive. Dar nu vă faceți griji. Dirk Bannon e aici și... Să gătim!
Travis e incontrolabil. Tu l-ai făcut șeful clasei. Ar trebui să faci ceva. Acum. Îmi sugerați o misiune de detronare din funcție și să-l termin pe Travis? Așa ceva. Bine. Vreți cu iepuraș, pisicuțe sau cățeluși? El, am 16 ani. Refuz să port distribuția din familia iepurilor. Mulțumesc că m-ați invitat la petrecere. Ce urmează acum? O voi coafa pe Marcy, o voi machia. Noi, fetele fetișcane, numim asta... Instruire de deghizare. Excelent! Am tot ce vă trebuie. Asta îți va schimba complet înfățișarea. Ce bine ți-ar sta așa! Tată, nu pot să o dau jos! Desigur că nu! Ar fi jenant pentru o misiune de acoperire. Mulțumesc pentru invitație, fetelor! Mă distrez de minune! Cum? Senzațională petrecere! Micul dejun! Cine vrea scoarță de copac? Mă duc să-mi împletesc părul. Nu vreau, da și eu. Fac un duș și reluăm instruirea. Mergem astăzi să alergăm în trafic. Spike, tulește-o. În ce dispoziție ești? Ți-a mâncat cineva scoarța? Îmi ești datoare, pentru că l-am ținut pe brunețelul ăsta în camera mea. Bine, rămân dacă îmi faci o altă favoare. Vreau să par o fetișcană lașă în fața tatei. Fac asta fără obligații. Bine, cum te pot ajuta? Trebuie să-i bag bețe în roate lui Travis. Adu-mi costumul tău de Halloween, de anul trecut. Ești sigur că e aici? Camerele de supraveghere spun că tata se ascunde în dulap. Vrea să sară să te sperie. Bine. Operațiunea fetișcană lașă a început. Bun venit la demonstrația anuală de știință. O carte îi va fi acordată celui mai bun experiment al vostru. Primul experiment va fi făcut de L. Bannon. Aș vrea să demonstrez o reacție chimică simplă. Fiți atenți! Dumnezeule! Ha? Nu e bine! Ha? Am amestecat substanțe nepotrivite! Fugiți! Să vă ajut, domnule? Îi iau insigna de șef al clasei. Asta vă trebuie pentru premiul cel mare. Acest comentariu m-a convins mai mult că tu trebuia să porți această insignă. Nu spui nimic? Va exploda! Nu pot să cred ce am văzut mai devreme. Da, el este o grăsană lașă. Cred că da, n-am putut să văd prin fum. Însă am putut să văd curajul tău, Spike. Nu, am rămas aici pentru că... Ești un adevărat bărbat, Bannon. Calm în momente de criză. Nu. Meriți răsplata unui erou. El nu mai merge în Amazon. Fă-ți bagajele, Spike, vii în pădurea ecuatorială. Oh, doar nu plângi. Mamă?
Ce e cu bagajele? Excursia era săptămâna viitoare. Excursia s-a anulat, tovarăși. Agenția Națională de Turism din Brazilia a primit un telefon anonim care anunța că un adolescent gol pușcă va fi aruncat în junglă. Și din aceste motive... au anulat licența dependenților de risc. Vai, Doamne! Mamski a organizat o altă lună de miere, două săptămâni de autoservire în laboratorul spațial rusesc. Am două locuri, Spike nu vine. De două ori, vai, Doamne! Am găsit numărul acesta afară. Parcă e scris de Spike. Îl mai vreți? E numărul agenției braziliene. Nu! Hopa! Acum duc bagajele afară la Dirk. Revin într-o clipă. Hei! Ascultă! Săptămâna viitoare vreau să fie liniște aici. Să facem un târg. Tu termină cu năzdrăvăniile, iar eu voi inventa tot ce vrei. Plus un număr nelimitat de alte pariuri. Batem palma? Batem? Plecăm! Da svidania, Benanilor! Pa, mama! Da svidania! Bun, ți-am zis că Spike suferă de astm. El este alergică la kiwi, dar sigur... Nu, e cum se poate mai bine. Unchiul Des s-a ocupat de asta și a luat toate măsurile speciale pentru a se asigura că săptămâna viitoare vom fi fericiți și liniștiți. Mulțumesc, Des! Mua, mua. A, ceau! Oh, da, asta am uitat. Boris nu face târguri. Talia! Nu mă părăsi!